Lecție de viață primită de la un omal al străzii din județul Botoșani. Gestul său a uimit o comunitate întreagă. Bărbatul din comuna Hănești a găsit într-un container de depozitare a deșeurilor menajere din municipiul Botoșani, zona Pacea, peste 20.000 de lei. Fără să sta însă pe gânduri, a predat banii polițiștilor, exprimându-și speranța că vor ajunge la posesorul acestora. Un astfel de comportament este lăudabil, mai ales că bărbatul respectiv face parte din categoria celor fără adăpost, iar în momentul în care a intrat în posesia banilor, s-a deplasat în cel mai scurt timp la sediul poliției. Totul a avut loc în urmă cu câteva zile, când bărbatul de 53 de ani din Hănești, în timp ce se afla în zona Pacea din Botoșan, a găsit într-un container de depozitare peste 20.000 de lei. Acesta, care face parte din categoria oamenilor străzi, a venit la sediul IPJ Botoșan, unde a predat polițiștilor suma găsită. Un astfel de comportament este lăudabil, mai ales că bărbatul respectiv face parte din categoria celor fără adăpost, iar în momentul în care a intrat în posesia banilor s-a deplasat în cel mai scurt timp la sediul poliției. Reamintim cetățenilor faptul că însușirea unui bun găsit reprezintă infracțiune dacă bunul nu este predat poliției în termen de 10 zile și se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Botoșan, deocamdată nimeni nu a revendicat suma. Bineînțeles, dacă va fi cineva, persoana va trebui să prezinte dovezi concludente.